Saloanele de igienă personală au intrat în atenția inspectorilor de la OPC. În urma controalelor efectuate, organele de control au depistat mai multe nereguli. Din cele 11 saloane în care s-au efectuat controale, doar un singur salon de înfrumusețare s-a dovedit că respectă prevederile legale. În cazul celorlalți, cele mai multe nereguli au fost depistate la capitolul igienă și sterilizarea instrumentelor de lucru. La primul control tematic propriu au fost verificați 11 operatori economici, 11 saloane de igienă personală. Au fost întocmite 5 procese verbale de constatare a contravenției, prin care au fost aplicate 3 amenzi contravenționale în valoare de 6.000 de lei, 3 avertismente și s-au dispus și 2 măsuri de oprire temporară a prestării serviciului. În urma acțiunii de control s-a constatat că unitățile nu aveau afișate avertismente de interzicere a fumatului, consumul de băuturi alcoolice și accesul cu animale în incintă. De asemenea, organele de control au observat că operatorii economici nu respectau prevederile privind sterilizarea instrumentelor și nu aveau o evidență a acesteia pentru o perioadă minimă de 7 zile. Pentru toate aceste nereguli, comisarii i-au sancționat pe cei prinși în ilegalitate cu 3 amenzi în valoare de 6.000 de lei, 3 avertismente și în 2 cazuri s-a recurs la oprirea temporară a activității.